Mata te abona la vremea nouă? Da, am făcut, da. Da? Ați făcut? Dar citești pe ziar? Da, citesc. Am și cărți în partea asta și toate noi citesc. Îți place ziarul? Da, îmi place foarte mult, îmi place. Ce-ți place la ziar? Pe toate. Toate. De asta sunteți nepoată, nu? Sunt nepoată, da. Mama mea și cu ea sunt surori. Și dumneavoastră citiți ziarul, nu? Citim, noi suntem abonați, noi am stat la bloc până acum, adică neacu 2 ani, dar am avut abonament la toate. Știți ce aș vrea mai... Suntem și mai mult de la noi, de la Bârlad. Sunt mai multe reportaje din zona cealaltă a Vasluiului. Sunt foarte multe probleme și de la noi, de la Bârlad, dar sunt cam puține. Tot să mai dau mai mult din partea Vasluiului, chiar am observat lucrul ăsta. Da, păi ce să mai citesc și să mai... Statul de sănătate. Da, de sănătate chiar că aș vrea. Că noi la vârsta noastră chiar avem nevoie de niște sfaturi. Dar sfaturi de la medici, nu de la ceia... care nu au nicio pregătire în domeniul ăsta. Da, am înțeles. Că mai urmăresc și la televizor medici, în primul rând. Mai sunt și din ăilalți care... V-ați vaccinat? Da. Toate dozele. Bravo. Și altceva ce ați mai vrea să citiți în ziar, în afară de sfaturi de sănătate? Și niște rețete, doamnă. Rețete... De rețete de bucate. Da. De dulciuri. Din mâncare, știm noi, moldovenii știm să facem mâncăruri, da? Multă sănătate, la mulți ani, Crăciun fericit și să dea Dumnezeu să fie bine în privința bolilor, a coronavirusului și să se vaccineze, doamnă, să se vaccineze toată lumea. Asta e cel mai important pentru sănătate și pentru comunitate.